donat asistență și aș spune mai degrabă, dragi prieteni, să-mi permiteți câteva cuvinte. Le-am notat, deși aș fi putut vorbi și liber, ca să fiu mai concentrată, dar cred că vă va interesa ce vă voi spune. Câteva cuvinte în această zi de sărbătoare pentru toți românii, aș spune nu numai pentru Oradeni. Mulțumesc din suflet pentru invitație, eu venind din București, un București care ar avea multe de învățat de la dumneavoastră, Oradeni. Și dacă mă gândesc bine, și în multe alte direcții, nu numai în omagierea eroilor. Ca să înțelegeți cu adevărat mulțumirile mele și emoția mea puternică din acest moment, vreau să lămuresc ceva. Se obișnuiește ca la festivități, asemenea celor ca cea la care asistăm, notabilitățile organizatorii se invite, dacă au aflat că există, o rudă mai tânără, mai în vârstă, care mai mult formal, conjunctural, să ia parte la aceste festivități. Nu e cazul meu. Chiar dacă provin din mediul artistic, fiind actriță 46 de ani pe scena românească, poate mai important mi se pare că port pe umeri o încărcătură serioasă de istorie românească. Nu sunt numai nepoata după tată a generalului Traian Moșoiu. Sunt și nepoata după mamă a generalului Constantin Neculț, al cărui nume-l port, brav luptător pentru întregirea României, Basarabia, Bucovina și eliberarea Clujului, înscriindu-se printre faptele sale de vitejie. Din păcate, despre asta se vorbește mai puțin, dar e o altă chestiune. Alături de cei doi generali, mai am membri ai familiei, să zic așa, pe baricadele luptei pentru România și ăsta este motivul pentru care mă simt atât de implicată, chiar implicată, aș spune, în ceea ce se întâmplă în zilele acestea la Oradea. Cuvânt în Senatul României prin care atragea atenția asupra pericolului comunist, așa se numește și acea broșură și acea cuvântare, pericolul comunist, în care atragea atenția asupra pericolului care se năștea odată cu această nouă cultura a comunismului. Practic, Traian Moșoiu a fost cel care, odată cu intrarea în Ardeal, odată cu intrarea în Transilvania și până la Budapest, a eliberat și a salvat Europa Centrală și de Est cu 25 de ani de la instaurarea comunismului. Odată cu această expoziție stradală, noi am încercat să oferim mai multe informații. Ne-am fost limitați într-un fel această expoziție, de aceea toți cei care sunteți astăzi aici, cu ajutorul primăriei, ați putut beneficia și primi de o broșură închinată generalului Traian Moșoiu. Pornind de la viața, de la nașterea lui, de la familia lui Traian Moșoiu, de la rudele familiei Moșoiu, și o să cunoașteți aici pe bunica doamnei Anca Neculce, Paulina, care este sora cea mică a generalului Traian Moșoiu. Avem o legendă, una dintre cele mai frumoase povești pe care am și expus-o pe una dintre panouri, cum Traian Moșoiu arestat la Sibiu de către cei care îl denigrau în acea perioadă, reușește să se salveze, se îmbracă în haine de cioban și traversează astfel munții pe Buceci și ajunge în România, unde se va înrola în armata română.